Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din zodia Leu pentru luna ianuarie 2024. Haideți să vedem ce îi așteaptă pe cei din zodia Leu pentru luna ianuarie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Leu. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Leu? Haideți să vedem. Ok, au căzut deja două mesaje. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Leu pentru luna ianuarie 2024. Ok, regele de bute și șasele de cupe. Ok, vă împăcați cu cineva din trecutul dumneavoastră sau pur și simplu faceți lucruri copilărești unii dintre dumneavoastră, da? Și aici avem 9-le de cupe, 8-ul de cupe, pardon, 8-ul de cupe, da? Renunțați la ceva. Aici 2 de monede la baza pachetului. Unii dintre dumneavoastră aveți de-a face cu această energie, da? Cu regele de bâte sau acționați, da, faceți ceea ce vă place, poate este copilăresc, da, faceți lucruri cu copii, activități, lucrați în domeniul ăsta, da, studiați ceva nou, ceva care vă plăcea în trecut, unii dintre noastre luați activitățile, reluați niște activități. În această lună, unii dintre dumneavoastră, faceți ceva ce vă place, ceva care v-a plăcut foarte mult, vă aduce aminte de copilărie, de vremurile de altă dată, da? Din trecutul dumneavoastră. Sau vă întâlniți cu cineva din trecutul dumneavoastră și faceți ceva care vă va aduce echilibru financiar pentru unii dintre dumneavoastră. Așa îmi dă, da, așa, nu știu, am energia asta, dar dumneavoastră întoarce spatele la ceva. Plecați dintr-o energie sau întoarceți spatele trecutului pentru unii dintre dumneavoastră, da? Nu mai vreți să vă gândiți la trecut? Renunțați la o persoană care v-a fost predestinată? Unii dintre dumneavoastră? De ce nu? Da, se mai întâmplă și astfel de cazuri în această lună, așa. Sau trebuie să călătoriți și parcă nu ați vrea. Să plecați, da, na, acum după perioada de sărbători este normal, da, să ne simțim așa cu... Se clarifică o situație aici, regina de spade, aveți de-a face cu gemeni în balanță vărsător, cineva care este foarte rigid aici, care are strategii puse la punct, este o persoană rece, da, detașată, cred că această persoană vreți să o abandonați dumneavoastră, da? Nu vă mai place această energie. Sau dumneavoastră intrați în această energie, da? De ce nu? În unele cazuri. Da, vă apărați poziția. Este ceva aici care nu vă place. O persoană, o situație, locul de muncă, da? Sau cineva care nu vrea să vă lase să faceți ceea ce vă place. Și dumneavoastră încercați să faceți ceea ce vă este menit, da? Vă opuneți. Vă luptați pentru poziția dumneavoastră, ați câștigat această poziție și vreți să vă mențineți, deci vă apărați de cineva. Aici este un trei de monede, da, poate să fie la locul de muncă. Există persoane cărora nu le place de dumneavoastră, da, care vor să vă creeze probleme în unele situații. Foarte, da, sau este un grup restrâns, da, trebuie să vă reuniți, să vă revedeți cu cineva. A, da, posibil să vă revedeți cu cineva din trecut aici, să lucrați cu aceste persoane și parcă n-ați vrea unii dintre dumneavoastră. Sunt persoane din trecut care reapar acum și sunteți obligați să colaborați cu aceste persoane, dar dumneavoastră nu prea vreți. Sunteți obligați, nu neapărat că sunteți obligați, poate la locul de muncă, da, și aceste persoane apar în viața ta, vă simțiți așa un pic, sunteți obosiți. Vă opuneți unei schimbări. Parcă sunteți așa la capătul răbdării. Nu știți, da? Vă opuneți unei schimbări. Parcă nici n-ați vrea să plecați, dar totuși trebuie, sunteți nevoiți să plecați, să renunțați la ceva. La ceva care totuși vă plăcea cândva. Da? Deci în trecut v-a plăcut această situație sau această persoană.
Dar acum sunteți nevoiți să renunțați la acea persoană. Poate să fie o persoană rece, detașată și dumneavoastră ar trebuia să vă desprindeți de ea din punct de vedere emoțional. De ce nu, da? Adică, da, judecata. Da, aici este un adevăr la suprafață. Vă împăcați cu cineva sau iertați pe cineva sau, da, vă revedeți cu cineva din trecut în această lună. În această lună dumneavoastră vă veți reîntâlni cu cineva din trecutul dumneavoastră. Vă veți împăca cu această persoană. Este cineva care este posibil ca în trecut să fi plecat, să fi întors spatele, da? Și acum reapare. Și această persoană este posibil să vă aducă echilibru, da? Nu este valabil pentru toată lumea, fiind o etalare generală, da? Nu este valabil acest mesaj pentru toată lumea. Da, și aici este vorba despre o trădare. Cineva care v-a trădat, cineva care v-a făcut să suferiți foarte mult, da? Și da, tind să cred că a fost cineva din trecut. Și acum reapare această persoană. Da? V-a abandonat în trecut această persoană și acum reapare. Da, și apare din nou blocajul. Da? Deci vă blocați. Cei din zodia Leu trec, se pare că treceți printr-o situație mai neclară așa, da, mai da, sunteți blocați, aveți așa o energie mai neplăcută, da, mai cineva vă creează această supărare, da, acest blocaj, această situație. Aici cu doiul de spade. Nu știți ce să alegeți, între minte sau suflet. Da, nu știți, sunteți așa la o răscruce. Jonglați, exact ca și doiul de monede. Jonglați într-o situație. Aici apare, da, o persoană impunătoare, da, sau acte, documente. Aveți legătură cu instituții de stat sau un tată, da, pentru unele dintre voi. Da, este posibil să fie impunătoare această persoană, să nu fie de acord cu hotărârea dumneavoastră, da, care taie așa în carne vie persoana asta, deci nu este hotărâtă, știe ce vrea, este determinată, deci nu poți să o schimbi pe această persoană. Posibil să aveți de-a face cu zodia berbec unii dintre voi, da? Sau acte, hârtii, documente, să aveți de-a face cu instituțiile în această lună, unii dintre dumneavoastră, da? Nu este valabil pentru toată lumea, da, și se află secrete. Aflați secrete sau aveți de-a face cu o persoană, da, care vă dezvăluie un secret în această perioadă, aici cu Marea Preoteasă. Sau nu se știe că această persoană apare, da? Deci vine așa pe nepusă masă, deși v-ați despărțit brusc sau s-a încheiat brusc, da, sau ați fost dați afară de la locul de muncă brusc, dintr-o dată apare această ofertă. Sau, da, de împăcare sau de reîntoarcere la fostul loc de muncă unii dintre asta. Și voi așa, prin surprindere, deci este ceva care încă nu se știe clar, da? Dumneavoastră credeți că acea persoană a plecat, da? Sau acel loc de muncă, da, nu mai puteți să aveți acolo, să vă întoarceți înapoi și apare pe nepusă masă această schimbare. Cereți sfatul, poate, unei astfel de persoane, da? Sau dumneavoastră aveți o intuiție destul de dezvoltată în această perioadă, da? Deci intuiția are un impact destul de mare în această perioadă, da? Vă ascultați intuiția foarte mult. Adică înainte de a face anumiți pași, da? Mai întâi vă gândiți, nu reacționați imediat, nu luați hotărârea imediat. Vă acordați timp să știți ce aveți de făcut. Sper să fi rezonat cu mesajul meu. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!